1859, numită și Mica Unire, realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ion Cuza. Un act de voință politică a celor două principate românești, Moldova și Țara Românească. Prima etapă în crearea statului unitar român modern. Este unul dintre cele mai importante repere ale națiunii, ale identității noastre naționale, Unirea Principatelor Române. Craiova a fost, de-a lungul istoriei, un oraș cu oameni bravi, oameni care au luat inițiativă, care s-au implicat și au susținut ideea de unitate națională. În primăvara anului 1857, câțiva fruntași ai mișcărilor revoluționare de la 1848 au pus bazele Comitetului Unional Român de la Craiova. Pe 9 octombrie același an, adunarea ad hoc a Țării Românești a votat pentru unirea cu Moldova. După alegerea din 24 ianuarie de la București, Alexandru Ion Cuza a făcut o vizită la Craiova, moment amintit și în monitor oficial din 10 iulie 1859. Primirea a fost făcută la cântarul de piatră, pe actualul loc al grădinii Mihai Bravul, din fața Facultății de Agronomie. Craiova a fost unul din orașele în care s-a jucat Hora Unirii, moment imortalizat de pictorul Teodor Aman. Fără Mica Unire înfăptuită de Cuza, nu s-ar fi ajuns la Marea Unire, la momentul din acest an în care celebrăm centenarul României. România a parcurs până în acest moment toți pași importanți pentru ca astăzi să fie o țară puternică, o țară democratică, o țară europeană. Ne revine datoria să controlăm foarte clar ce fel de Românie vrem să lăsăm moștenire copiilor noștri. În această zi specială îmi revine onoarea să vă urez să luptați cu tărie pentru îndeplinirea idealurilor, dar mai presus de orice să vă bucurați de libertate. Trăiască Unirea!